Salut! Eu sunt Virgil. Nu știu cât de bătrân sunteți voi, dar eu am ajuns la o vârstă la care să mă întreb, bă, totuși, care-i faza cu Biblia? Că e parte din viața noastră, nu doar la noi în România, dar în general, așa, cultura vestică e clădită pe ideile creștinismului, care sunt exprimate prin Biblie, la bază. Nu mai zici că Vechiul Testament îl împărțim și cu evrei și cu musulmani. Într-o formă sau alta, cartea e cam aceeași. La oameni le pasă. Dar chiar le pasă? De asta, ca să-mi fac o idee, prima dată am ieșit un pic în parc să întreb câțiva oameni, să văd ce spune opinia publică. Sunt creștin ortodox, mă duc la biserică, nu în permanență, din când în când mă duc. Credeți și în Biblie? Ați citit-o? Studiați Biblia? Am citit, mereu mi-am propus eu să o citesc de la cap la coadă, dar uite că mereu... N-am apucat, da. Că e interesant. Nu pot să spun că a fost așa sau că n-a fost așa. Da. Aici sunt în dubiu. Ați citit Biblia? Credeți în Biblie? N-am citit. Nu ați citit-o? Cărțile Sfinte nu mint niciodată și așa o să se întâmple. Cam ce scrie la carte. Catolic. Am citit câteva versete, capitole, nu știu cum. Și nu m-a inspirat așa prea mult. Nu te-a prins. Nu. Bazme. Probabil au un sâmbure de adevăr, dar mai mult metafore. Da, mă consider persoană credincioasă. Sunt creștin ortodox, însă abordarea mea nu se referă neapărat sau nu se limitează la dogmele creștine. Sincer, nu am citit-o. Sunt sigură că are foarte multe lucruri interesante de spus Biblia și nu neapărat pentru un practicant creștin. Că este mult o poveste simbolică și cred că învățăturile sunt... foarte folositoare și pot influența comportamente. Aveam senzația într-o perioadă că e mai ok la evrei. Nu știu cum aș putea să fiu debotezat, să fiu, nu știu dacă există așa ceva. Da, aș vrea, pentru că nu mă reprezintă deloc, ba mai mult sunt împotriva în mod activ a ceea ce... În mod activ? Ce faceți ca să fiți împotriva în mod activ? Vorbesc cât pot, ca din punctul de vedere al unei persoane care mai are o audiență. Încerc să... Sunteți anti-apostol, într-un fel. Sunt anti... establishmentul reprezentat de religie și de preoți. Noul Testament e ăla pe acțiune. Se întâmplă chestii, ăla pe care le știm cu toții. Vechiul Testament e foarte plictisitor. Ar trebui pus invers, dacă mă întreb pe mine în Biblie, dacă să înceapă ca să te prindă, că începi și ai senzația că știu, am mai auzit povești și începe și știu poveștile. Și când te uiți acolo, se plimbă mulți. Răspunsurile neconcludente, după cum se poate vedea, deci greu tot la mine rămâne. Și de unde să încep mai bine să studiez Biblia decât de la Sodoma și Gomora? Adevărul, cum am ajuns la ideea asta, e că am auzit într-o zi o discuție în care se vorbea despre Sodoma și Gomora, despre povestea asta. Și mi-am dat seama că știu referința, dar nu știu cu adevărat povestea originală. Așa că am căutat-o. Foarte scurtă, o pagină are. E din Vechiul Testament, o puteți găsi oriunde, e disponibilă online. Dar eu nu fac lucrurile pe jumătate, nu fac treabă de mântuială, de aceea hard copy. Am făcut rost de o Biblie, ediția 2019, cu Catedrala Neamului pe spate, alb cu auriu, semnată de Părintele Daniel, mitropolit morții lui, semnată de Patriarhul Daniel, sfințită, o frumusețe. Bun, dar până să începem, voi despre Sodoma știți ceva? Nu știu despre, de ce să mint, nu, nu. That's how we know homos should burn, according to the Bible. I don't think that, but the Bible, that's where it teaches us. A fost distrusă de un foc pentru că oamenii Sodomei erau foarte răi. De unde știi informația asta? De la Cartea Cărților Vechi, mă uit mereu. Fără gay, fără sex. Cam asta e. Festivalul Cârnaților. Să zicem așa, da. N-am vrut să intru în detalii acolo, că e, da, 2021 totuși. Asta spun, e o diferență, adică a fost... Și cred că și atunci erau unii care credeau că e ok ce se întâmplă acolo. Aia de acolo, cu siguranță, câte erau acolo. Sunt orașele care au ars datorită păcatelor oamenilor ce locuiau, așa? Dumnezeu face numai fapte bune, nu face rele, poate. Ăla cu cornița a trimis. Bine... Hai că vă povestesc eu atunci. Povestea începe la jumătatea capitolului 18. Mai întâi, trebuie să avem consensul că există băiatul ăsta Avram. De Avram ați mai auzit și o să mai vorbim despre el. Deci apare Dumnezeu la ușa cortului lui Avram. Avrame, ce faci, tati? Bem și noi un cappuccino, fii atent ce am de gând. Și zice Dumnezeu, bă, Avrame, tu ai auzit ceva cu Sodoma și Gomora astea? Că e plin carnetul de reclamații și trebuie să merg până acolo să văd că dacă e așa cum zic ăștia,
nu e bine. Strigarea Sodomei și a Gomorei e mare și păcatul lor cumplit de greu. Pogărâmă voi deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat așa cum s-a suit până la mine strigarea împotriva lor, iar de nu să știu. Dumnezeu fiind omniscient și omniprezent. Dar el trebuie să meargă să vadă, să facă o descindere. Avea și planul făcut, se și gândea, ajunge la Sodoma. Bună ziua, Alex Nedea sunt de la Recorder. Căcați-i a toți pe ei, fum, meteoriți, foc, sulf, fast and furious, frumos. Când aude planul, Avram îl ia un pic cu emoții. Chestia e că el avea niște rude în oraș pe nepotul lui. Lot îl chema. Pe Lot ăsta îl ține minte că el o să fie personajul principal de-a lungul poveștii. Ăștia locuiseră împreună, Avram și cu Lot. Dar acum câteva capitole s-au certat de la niște oi. Cum se întâmplă? Motivul Mioriței? Baci ungurean și cu cel muntean? Știți cum e. S-au mai stricat prietenii de la oi. Dar chiar și așa, Avram încearcă să pună un cuvânt bun pentru nepotul său. Nu se poate ca tu să faci una ca asta și să pierzi pe cel drept ca și pe cel fără de lege și să se întâmple celui drept ce se întâmplă celui necredincios. Departe de tine una ca asta. Judecătorul la tot pământul va face oare nedreptate? Și zice Avram lui Dumnezeu, Doamne, dacă găsești măcar 50 de oameni drepți în orașul ăla, să nu-l mai bubui, te rog eu. Și Dumnezeu zice, ok mă, Avrame, hai că nu-l mai bubui. Pentru tine că ești băiatul meu, sufletul meu, alesul meu, 50 dacă găsesc, îi iert pe toți. Dar 40, întreabă Avram. Dumnezeu devine suspicios că, bă, Avram, ce interes ai tu pe acolo, că deja pare că... Nu, că doar mi-e milă de ei așa. Bine mă, Avram. Dar 30, îi zice Avram. Și e Dumnezeu, bă, deja văd un pattern aici. Cred că o să mai urmeze câteva linii de dialog, dar fie. 30 de oameni drepți dacă găsesc, nu mai distrug oraș. Hai Dumnezeu, 20, te rog eu frumos. Bine mă, 20, dar 10. Bă, dar nu puteai să zici 10 de la început, că ai văzut că-s dispus la negociere. Și pleacă Dumnezeu în treaba lui, în timp ce îngerii păzitori, gărzile de corp, Smărândescu și celălalt, o iau spre Sodoma. Bun, capitolul 19. Ajung ăștia îngerii la Sodoma, dar pare că Avram trimisese deja un porumbel, pentru că Lot îi aștepta deja în pragul casei. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara, iar Lot ședea la poarta Sodomei. Și văzându-i, Lot s-a sculat înaintea lor și s-a plecat cu fața până la pământ și a zis: stăpânii mei, abăteți-vă pe la casa slugii voastre. Că poftiți, luați un loc, dar nu vă descălțați, că cum e la noi. Nu, că nu vrem să deranjăm, noi o să dormim afară mai bine, zic îngeri. Dar Lot insistă un pic, român, ca atitudine, ca mătușa de la țară. Că nu e niciun deranj, hai, am făcut sărmăluțele astea degeaba, stați un pic. Ați mai fost în vizită, știți cum e. Se pun ăștia la masă, tot ok. Când să se pună la somn, gălăgie afară. Dar mai înainte de a se culca ei, sodomenii, locuitorii cetății Sodoma, tot poporul din toate marginile, de la tânăr până la bătrân, au înconjurat casa și au chemat afară pe Lot și au zis către el: unde sunt oamenii care au intrat să mâie la tine? Scoate-i ca să-i cunoaștem. Toți posesorii de testicule din cetate, la ușa lui Lot. Că unde-s bărbații ăia, că i-am văzut că au intrat la tine, scoate-i afară să-i cunoaștem. Care exprimarea asta, cunoaștem, o știm că în capitolul 4 Adam a cunoscut-o pe Eva și a avut un copil. Deci băieții voiau un pic să-i cunoască pe oaspeții lui Lot. Lot încearcă să-i calmeze pe aia, că vă rog eu frumos, nu fiți nebuni, lăsați-i în pace. Nu, frații mei, să nu faceți niciun rău. Că așa oprește o armată de bărbați cu erecție homosexuală, cu fraților, vă rog eu frumos. Că ei sunt oaspeții mei, că mă faceți de rușine. Dar îi vine o idee lui Lot. Băieți, fiți atenți cum facem. Deci am eu două fete, țiplă, neatinse, virgine, cum vă place vouă. Fetele mele, sânge din sângele meu, garantez 100%. 5 stele din 5. Lăsați pe ăștia în pace și vă dau fetele. Mă, nu ziceți lumea asta să nu știe și rămâne între noi. Am eu două fete care n-au cunoscut încă bărbat. Mai degrabă vi le scot pe acelea să faceți cu ele ce veți vrea. Numai oamenilor acelora să nu le faceți nimic de vreme ce au intrat ei sub acoperișul casei mele. Ăștia nu, că nu, tati, noi vrem la cachi. Ce mă uimește pe mine? Deci Lot e dispus să-și dea ficele pe mâna violatorilor ca să-și protejeze oaspeții. Familia aici, oaspeții... Top. Dar ăsta e Lot. Ăsta Lotul, cu ăsta jucăm, vorba aia. Bun, mai departe. Ăștia-l dau cu capul de ușă pe Lot că marș mă de aici, la care îngerii, gata, nu se mai poate, orbire peste toată adunarea de bărbați, bărbați de toate vârstele, dar în egală măsură însetați după contact homosexual. Culmea e că ăștia, chiar dacă acum erau orbi, nu s-au oprit să caute ușa. Trăgeau ca ursul la miere. Știi ce zic? Asta teoretic e o metaforă pentru cât de pierduți erau ăștia cu sufletul de orice reper moral și singura chestie care îi mai guverna era instinctul ăsta pentru satisfacerea imediată a
nevoilor carnale. Știu și cuvinte. Dar povestea nu se termină aici. Îngerii zic lui Lot. Lot, tată, noi mâine dimineață bubuim cetatea, adună-ți familia și pregătește-te de evacuare. Bun, aici urmează o nouă fractură logică. Pentru că îi zic așa, cu ghilimele. Ai tu pe cineva din ai tăi aici? De ai fii sau fiice sau gineri sau pe oricine altcineva în cetate, scoate din locul acesta, că noi avem să pierdem locul acesta, pentru că strigarea împotriva lor s-a suit înaintea Domnului și Domnul ne-a trimis să-l pierdem. În primul rând, fetele n-ai zis că sunt virgine? De unde gineri? Deci ori i-a mințit Lot pe aia, ori o fi un detaliu cultural pe care nu-l stăpânesc eu, poate doar erau promise, cum se mai întâmplă și în alte minorități culturale din România. O fi așa. Dar apoi, nu ai zis mai înainte că toți bărbații din toate colțurile cetății au venit la ușa lui Lot? Deci dacă ginerii lui Lot erau în cetate, nu erau parte din toți bărbații care erau în cetate, care acum erau la ușa lui? Facem cu diagrame Venn, dacă vreți. Dacă avem cercul ăsta care sunt ginerii lui Lot și locuiesc în cetate, și cercul ăsta cu toți bărbații din cetate, rezultă că ginerii lui Lot orbecăiau acum cu sculată pe la ușă, pe la Lot, în căutare de îngeri. Trecem peste asta. Se duce Lot acasă la gineri să-i anunțe că, bă, trebuie să evacuăm că vine potopul de foc. Atunci a ieșit Lot și a grăit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui și le-a zis: sculați-vă și ieșiți din locul acesta, că va să piară Domnul cetatea. Ginerilor însă li s-a părut că el glumește. Bine. Și pleacă. Îi lasă să moară. Bun. A doua zi la prima oră, îngerii îl trezesc pe Lot, că bă, Lot, hai trezirea că trebuie să bubuim oraș. Lot era că, hai mami, încă 5 minute. Că știi ce dulce e somnul ăla când știi că a doua zi urmează să plouă cu foc din ceruri. Îngerii erau că, hai cu aia, n-au zis că evacuarea? Dar ăștia credeau că e exercițiu de incendiu. S-au luat cu împachetatul pe acolo, că unde mi-ai pus certificatul de naștere? Era nevastă sa, că goblenul ăsta l-am de la mama, cum putem să-l lăsăm aici? Cum adică să nu mai avem pungi? Cum e când te muți, știi cum e? Totuși îngerii aveau de respectat un program. Așa că iau de mână pe Lot, pe soția lui, pe cele două fiice, îi scot în afara orașului de mână și le zice: mântuiește-ți sufletul tău, să nu te uiți înapoi, nici să te oprești în câmp, ci fugi în munte, ca să nu pierd cu ei. Lot e că, bă, știți că familia noastră ne place mai mult la mare, nu prea ne place la munte, dar dacă nu se poate la mare, hai să încercăm măcar o zonă mai urban, așa că ne-am săturat de agricultură. Că și îngerii aia, bă, nene, tu nu vezi că ne întârzi cu lucrare, ne dă ăsta afară, drag. Bine, hai, du-te unde vrei să te duci, numai ne suni când ajungi să știm să dăm drumul la treabă. Orașul ăsta nou în care emigrează se numește Țoar. Puțin relevant, dar așa se numește. Ajunge Lot cu familia la adăpost și dacă nu-mi dă Dumnezeu o ploaie de foc și de pucioasă, de mai mare dragul, peste toată Sodoma și peste toată Gomora. Care până acum doar Sodoma a apărut în poveste, nu știu cu Gomora ce-o fi avut, dar na, probabil veneau la pachet, ca Buda și Pesta. Fără nicio asemănare, doar zic că e un oraș format din două părți. Îmi place Budapesta, am fost acolo, mi-a plăcut. Prietenii noștri unguri, Victor Orban, respect. În fine, în tot dezastrul ăsta care se întâmpla acolo, îți dai seama, cădea foc, bubuiau clădiri, țipau oameni. Nevastă-sa lui Lot are o mică ezitare. Femeia lui Lot însă s-a uitat înapoi și s-a prefăcut în stâlp de sare. Online este o dezbatere aici, oamenii se întreabă cum se poate să o fi văzut că s-a transformat în sare dacă ea era în urma lor. Teoria mea e că au mers și ei cu spatele până a ajuns ea în fața lor și atunci au putut să o vadă și și-au continuat drumul. N-au întors privirea, că atunci se transformau și ei în sare. Asta e chestia, că regula exista, dar trebuie să îndoi puțin legea. Și ăsta e un precedent, uite, de aici au învățat oamenii că legile sunt interpretabile. Și de asta e important un sistem juridic bine pregătit și independent. Adevărat? Bun, și cam asta e povestea distrugerii propriu-zise a Sodomei și Gomorii. Dar nu, mai avem un epilog, ca la filmele Marvel, să te prindă pentru episodul următor. Un subcapitol care se intitulează Lot și fiicele sale. Hai să vedem și cu asta. După episodul Sodoma și Gomora, Lot rămâne cu sechele. Nu mai vrea viață la oraș, așa că le ia pe cele două fiice și pleacă din cetatea în care se adăpostise după distrugerea Sodomei și se retrage undeva la munte să trăiască într-o grotă. Cum faci la bătrânețe? Și de aici lucrurile devin interesante. Într-o seară, fata mai mare, mai bagabant, îi zice celelalte: foarte fii atentă. Tu de Oedip și Electra ăștia ai auzit? Freud, Jung, daddy issues din astea, știi? E o chestie nouă, se vorbește pe aici prin sat, dar eu mă gândeam la ceva mai pe incest, așa. Atunci a zis fata cea mai mare către cea mai mică: tatăl nostru e bătrân și nu-i nimeni în ținutul acesta care să intre la noi, cum e obiceiul pământului. Haidem dar să îmbătăm pe tatăl nostru cu vin și să ne culcăm cu el și să ne ridicăm urmași din trânsul. Că ce rost are să luăm rata, să mergem până în oraș, să căutăm bărbați pe acolo, să mergem la club, când îl avem pe tata aici,
e un pic bătrân, dar merge. Aia mică, check-check, se pun repede de acord. Și iată, dragii mei, de unde a apărut categoria cu același nume, pe site-urile porno. Lot habar n-are ce s-a întâmplat în seara aia, după propria declarație. Și-au îmbătat pe tatăl lor cu vin în noaptea aceea. Și în noaptea aceea, intrând fata cea mai în vârstă, a dormit cu tatăl ei și acesta n-a simțit când s-a culcat și când s-a sculat ea. Bă, până la urmă, e important să fie familia fericită. A doua zi, aceeași poveste. Playboy Mansion, direct, Hugh Hefner, mic copil. Viril moșneau, duce două nopți la rând pe party și beție fără nicio problemă. De data asta se culcă fiica sa mai mică cu el. Lot săracul n-are nicio vină. E bătrân, vai de capul lui. Ce a făcut până la urmă? Și-a dat un pic drumul în fiicele lui. În somn. El nici nu știe că s-a întâmplat. Lot, care acum jumătate de pagină voia să-și dea fiicele să le violeze tot orașul. El n-are nicio vină. El e spanarame. Și au rămas amândouă fetele lui Lot grele cu tatăl lor. Și fiecare o să nască câte un fiu. Una pe Moab și cealaltă pe Ben Ami, care era astăvară să se transfere la Rapid. Ben Arfa. Tot pe acolo. Ok. Și cam asta e povestea. Învățătura care ar fi. Dacă treci peste puteri supranaturale, cataclisme, măcel uman, incest, dar cu ei ca pe o metaforă, să zici. Ideea cu care ar trebui să pleci de aici e să ai puterea să lași răul în urmă și să mergi mai departe, fără să te mai uiți înapoi. Că odată ce conștientizezi că ești păcătos, să poți să lași asta în spate și să devii mai bun. Chiar dacă, așa cum am văzut, nu se poate cu totul, pentru că ai fost atins de păcat în trecut și asta mai iese la suprafață din când în când, când mai faci câte un copil cu fiică-ta, de exemplu. Se întâmplă. Oameni suntem până la urmă. Mai este o dilemă totuși și cu cauza distrugerii orașelor. Pentru că unii spun că e clar că e homosexualitate. Dar există și o altă interpretare. Și ăștia ar zic că nu homosexualitatea ar fi păcatul, ci violul și violența și nerespectarea oaspeților. Că homosexualitatea n-ar fi fost un păcat dacă ar fi venit cu consens. Că dacă sodomiții veneau și ei la ușa lui Lot, ca băieții, un trandafir, un pahar de șampanie, nu se mai ajungea până aici. Hai să luăm o concluzie și de la oamenii din parc. Ești de acord cu învățămintele astea sau ești ok cu ideea de homosexualitate în societatea actuală? E ok. De ce să nu fie ok? Nu, sunt contra la chestia asta. Uh-huh. Adică și-au meritat pedeapsa cum ar fi? Da, normal, sigur că da, așa este. Nu. Cum? Și-au meritat pedeapsa din plin. Fiecare face ce vrea cu corpul lui. Nu am trecut pe acolo, nu știu ce trăiesc cu oamenii respectivi. Aș fi curioasă să înțeleg perspectiva. Nu neapărat că aș avea o judecată la modul e bine sau nu e bine. Că există încă oameni care cred că se poate aplica învățătura aia și știu sigur că există. În același timp, din nou, mare parte din învățăturile de acolo trebuie... În primul rând, nu trebuie citite mare parte din ele, nu trebuie aflate deloc de nimeni, pentru că sunt greșite. Iar celelalte trebuie luate cu, din nou, cu un dram de... Dar nu trebuie să crezi în biserică, trebuie să crezi în Dumnezeu sau... Nu trebuie neapărat să mergi să pupi icoane. Cred în Dumnezeu, te poți ruga și acasă, nu neapărat trebuie să te duci la biserică. Și faptele bune le poți face oricând, numai când te duci la biserică sau... Nu mă culc ca vaca, mă închin și mă rog pentru sănătate și atât, că dacă e sănătate, le faci pe toate. Cu ce partid ați votat dacă ar fi mâine alegeri? Cu care am votat întotdeauna, cu PSD-ul. Sunt deci, în drum spre al doilea vaccin. Am înțeles. Deci mă vaccin. Mă vaccinez pentru că nu se poate, altfel n-ai cum. Venim mâine sfârșitul lumii. Crezi că ai ajunge în rai sau în iad? În iad. Sunt păcătos. Da, da, dacă există. N-ai bă, știe. Numai Dumnezeu știe. Că ajungem în rai, dar poți să știi dacă meriți să ajungi acolo sau nu. Numai Dumnezeu decide. Dar n-a fost nimeni să știe cum e raiul, cum e iadul. Unde ajung? În pământ. Ajung și mă mănâncă viermi. Ce crezi că... Sufletul. A, mă... Cine știe pe unde bântuie sufletul meu? Cam atât. Interviurile în varianta completă le găsiți pe Patreon. Nu uitați să dați un like la clip dacă v-a plăcut. Share cu atenție, să nu stricați prietenii și să-mi lăsați în comentarii dacă v-a plăcut, cum vi s-a părut și poate ce ați fi curioși să vă mai povestesc în episoadele următoare. Atât!